Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre... Inteligența artificială, AI, este o tehnologie care a început să devină tot mai prezentă în viața noastră. Aceasta se referă la capacitatea mașinilor și programelor de a învăța și de a rezolva probleme fără intervenția umană. De-a lungul ultimilor ani, AI a progresat rapid și a fost integrată în diverse domenii, inclusiv în sănătate, transport, finanțe și mai mult. Cu toate acestea, există și îngrijorări legate de faptul că inteligența artificială amenință viitorul nostru. Una dintre principalele preocupări este că AI ar putea deveni prea puternică și prea independentă, capabilă să ia decizii care ar putea afecta umanitatea într-un mod negativ. Există deja exemple în care AI a luat decizii care au avut consecințe nedorite. De exemplu, un program AI dezvoltat de o companie de redesharing a provocat un accident fatal în urma unei decizii greșite, iar un alt program AI utilizat de un departament de justiție a emis sentințe discriminatorii bazate pe algoritmii săi. Un alt motiv de îngrijorare este faptul că AI ar putea duce la pierderea locurilor de muncă, în special în domeniile care implică activități repetitive sau care necesită o anumită expertiză. În plus, există îngrijorări cu privire la securitatea cibernetică, deoarece AI ar putea fi utilizată pentru a genera și răspândi amenințări cibernetice. În concluzie, AI reprezintă o tehnologie care poate aduce beneficii semnificative pentru societatea noastră. Cu toate acestea, există și riscuri legate de utilizarea sa. Este important ca dezvoltarea și utilizarea AI să fie gestionată în mod responsabil și etic, astfel încât să aducă beneficii pe termen lung pentru oameni și pentru mediul înconjurător.